Salutare și bine m-ai găsit pe canal. Revenim cu un nou video din voliera porumbeilor. Astăzi o să vă prezint câteva noutăți, mici evoluții ale puiilor, dar mai întâi cu ocazia zilei de Constantin și Elena, dacă se află persoane care astăzi este ziua lor, sărbătoresc această sărbătoare, vă urez un la mulți ani, multă sănătate, mult noroc în tot ce vă doriți, ce vă propune să faceți, să obțineți și toate cele bune. Bun, haideți să începem mica prezentare. Aici începem prima dată cu noile perechi care au ouă. Această femelă are două ouă bune. Acesta este primul ei pui. Un mascul foarte masiv. Așa. Apoi aici cu almonda, cu acest mascul au iar ouă bune. Așa. Aici ca noutate foarte, foarte importantă, masculul galben cu căpăcita au ouă bune în sfârșit. Asta mă bucură foarte tare. De-abia aștept să scoată. Aici, această pereche încă nu a depus ouă, nu știu de ce, nu știu ce se întâmplă. Femela nu a mai ouat. Da, sper să depună ouă, pentru că puii care îi am din prima lor serie foarte promițătoare. Rămâne de văzut. Așa. Aici, această pereche, puteți să vedem. Nu, încă nu se simte că ar avea ou, dar eu consider că s-au împerecheat. Vor rămâne închiși în continuare până vor scoate puii, adică nu doar așa puțin. Perechea asta au depus ouă, nu se cunosc dacă sunt bune, dar din punctul meu de vedere cred că sunt limpezi. Aia e. Această pereche au deja un ou. O să-l depună și pe al doilea. Ia să vedem. Îl are acolo, deci astăzi îl va depune pe al doilea. Săptămâna viitoare când voi veni, voi vedea dacă sunt bune. Aici, la această pereche, albul cu această bobată au două ouă bune. Aici, perechea asta, au două ouă, doar că nu sunt bune, din păcate. Așa. Ca ouă fertile, la fel, mai avem aici. O, cu tata, o, cu tata. Puiul lui tata. Cred că săptămâna viitoare, spre sfârșitul săptămânii, vor... Mică mai devreme. Da. Vor scoate iar indienii. Sper ca puiul să crească mai repede, să poată să mănânce singur, să-l pot separa de părinți, să-i lasă hrănească puii cum trebuie. Așa. Aici, la cealaltă pereche de alb cu coadă colorată, avem un pui alb cu coadă neagră, superb, extraordinar de frumos, îmi place maxim cum arată, se prezintă foarte bine. Doamne, nu l-am inelat, trebuie să-l inelez, bine că am văzut. Așa, celălalt e o corcitură. Așa. Aici, perechea bătrână, au doi pui foarte bine crescuți. Mă bucură treaba asta, sper ca la fiecare serie, dacă îmi dă câte un pui alb cu coadă colorată, sunt foarte mulțumit. Da, na. Apoi, aici, perechea de voltaj normal, au ouă limpezi. Ceea ce mă surprinde, dar nu pare rău, e bine. Știu cam când au depus ouăle, o să-i potrivesc cu altă pereche, la fel cum am făcut și data trecută cu acest pui superb. Voi face și acum. Îi
le voi pune în alt pui. Cred că tot un pui, frate, cu ăsta practic, de fapt doar de mamă, de la Bobata, rămâne de văzut acum. Așa. Alt pui, așa, aici, la perechea de bălțați, au avut o limpezi. Presupun că puișorul nu i-a lăsat să se calce și de asta. Puiul se dezvoltă foarte bine, e foarte frumos. O să postez separat cu el câteva poze sau un video. Deci îmi place enorm de mult, e ceva frumos. Nici nu mă așteptam să iasă așa ceva. Aici, la perechea de jucători, avem această pereche de puișori. Avem un grizzly pe roșu, cel din spate pe alb, și un indigo cu gușă albă. Uitați-l, foarte frumos, foarte bine crescuți, foarte bine îndopați. Părinții nu dezamăgesc în creșterea puilor. Mă bucur foarte tare chestia asta. Apoi aici, puiul din cu almonda, cu masculul ei almond grizzly, este cel din dreapta. Aici, acest pui de coalmond este sora acestui mascul. Acesta e mult mai bine dezvoltat pentru că a fost singur și na, se simte chestia asta. Aici avem un nou puișor la tăpălăgoși. Bine, el e un voltat de linie nouă, un grizzly iese, din punctul meu de vedere, o să iasă, cred că o pasăre superbă. Așa. Din această pereche, din guta cu grizzly pe galben, masculul grizzly pe galben, care la fel au și încă un puișor aici, le-am lăsat doar un pui pentru a se dezvolta mult mai bine și doicile să nu-i țin degeaba. Da. Deci, cam astea sunt păsările. După cum am spus, sunt foarte mulțumit. Încă nu am un pui matur în sensul de a ieși la zbor. Ei sunt micuți. Am întârziat puțin cu sezonul, dar începutul totuși e bun. Păsările se prezintă foarte bine, păsările arată bine. Culorile nu m-au dezamăgit. Din toți puii pe care i-am, au apărut culori frumoase. Singura culoare închisă este acesta, acest negru, dar nu contează că e negru, știu din ce păsări vine. E o pasăre bună, promite mult. Al doilea mai închis așa ar fi cel indigo, dar cu gușa albă, care o să iasă o superbitate din punctul meu de vedere și sper că în momentul în care va năpârli să evolueze mult mai mult. Da, cam acesta este videoul. Săptămâna viitoare o să revin cu un nou video, tot așa pe weekend. Am în plan să modific prin volieră pe aici, deoarece o să am puțin timp liber și o să mă axez foarte tare să modific prin volieră zona de exterior, pentru că aici în interior este ok, nu am probleme, mă bucur de chestia asta, s-au văzut modificările, s-au văzut rezultatele acestor schimbări și acest lucru mă bucură foarte tare. Acum va rămâne de văzut dacă voi reuși ceea ce îmi propun în weekendul viitor, să finalizez complet. Dar o să revin cu video, o să vă țin la curent, fără nicio problemă. Până atunci, vă urez numai bine, vă salut, pa, pa!